bine ați venit dragi prieteni dacă sunteți cumva din afara acestei biserici minunate. Poate că nu a insistat cu suficientă apăsare prietena noastră Maria când m-a recomandat ca speaker în fața dumneavoastră, cel mai important lucru pe care trebuia să-l spună este că eu vin din pământul făgăduinței. Cu toții știți această anecdotă cu Moise care nu era doar gângav, ci și ușor surd. Știți asta? E o apocrifă, dar merită rostită. Și când Dumnezeu i-a dat cele 10 porunci, i-a spus, se pare că în limba engleză, Moses, take your people and lead them to Transylvania. Dar pentru că era ușor surd, a auzit Transjordania și de aici toate problemele din Orientul Mijlociu. Eu vin din pământul făgăduinței, Transilvania, născut la Făgăraș, crescut la Arad și școlit la Cluj și bineînțeles rătăcit prin Occident ca un fiu Risipitor care știe însă drumul spre casă. În această duminică am bucuria să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri care se nasc din experiența pe care am avut-o în această dimineață, atunci când am rostit crezul, sau cum se spune în ardeal, credeul, și când am auzit o biserică întreagă recitând foarte frumos aceste linii mărturisitoare care datează de aproape 1700 de ani. Cred într-unul Zeu sau Dumnezeu? Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, a tot țitorul. Ce înseamnă a tot țitor? Cel care le ține pe toate cu mâna sa, pantocrator, da? A tot țitor sau a tot puternic? Făcătorul tuturor celor văzute și nevăzute. Sper că nu e. Prea complicat să vă provoc în acest exercițiu, pentru că partea cea mai interesantă pentru prelegerea mea și pentru discuția noastră începe cu mărturisirea lui Isus Hristos. Și într-unul Domn, Isus Hristos, ce mai spune crezul? Și într-unul Domn, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care prin toate s-au făcut, prin care toate s-au făcut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut. Și aici vreau să ajungem la cea mai importantă mărturisire a crezului creștin. Există un singur domn, nu doi. Și-aș vrea să vă întreb dacă știți cineva în limba greacă cum se spune domn. Știți, e nevoie de foarte multă domnie într-o lume a mitocăniei. E bine să fii și domn. Cum se spune în limba greacă domn? Chirios. Chirios, Chirie este vocativ. Ați fost foarte aproape. Chirie eleison este vocativ. Chirios, nu? E nominativ și Chirios înseamnă domn, dar mai înseamnă ceva. Nu neapărat. Chiriachi înseamnă duminică, dar înseamnă stăpân. Iar ziua de duminică este stăpână între toate celelalte zile. De ce este stăpână duminica între toate celelalte zile? Pentru că este ziua în, în vierii Domnului. Vreau să vă întreb de ce credeți dumneavoastră că această titulatură de Domn pentru Isus Hristos, și într-unul Domn, nu doi, ci într-unul singur, Isus Hristos, credem noi. De ce credeți că este important să spui despre Hristos că este Domn? Hai să ne gândim puțin. De ce este important să spui despre Isus Hristos că este Domn? Sigur că în limba română, nu, vine de la Dominus. Dar în ce fel este împărat Isus Hristos? Ideea de domnie, e, suveran. e Domn, e suveran, ok, începem să ne apropiem. E Domn peste cine? Oh, deja ajungem la înălțimile acestea ale teologiei patristice. Da? Este domn al celor văzute și nevăzute. Înseamnă că este domn peste îngeri. Înseamnă că este domn peste arhanghel, peste heruvim, peste serafim. Și este domnul nostru, adică este stăpân al inimilor noastre. Iisus Hristos stăpân al inimilor noastre, Iisus Hristos ca Domn și Dumnezeu. Cine spune despre Iisus Hristos că suntem în postul mare, după ce pune degetul în rana sa, cine spune Domnul meu și Dumnezeul meu? Toma. Toma, da Dachino? Sau Toma Apostolul? Sau, sau Toma Alimoș? La ce Toma ne referim când spunem că el a zis asta? La Toma Apostolul. Foarte interesant. Deci un om care nu credea, sunt aici oameni care nu cred, eu m-aș bucura să fie. Nu? Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Foarte interesant mesaj. Steinhardt repetă această formulă paradoxală. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Cu alte cuvinte, orice om onest, orice creștin care își asumă mărturisirea, știe că el are puțină credință în raport cu cei care au fost alături de Isus în cele mai cumplite momente. Deci suntem în această situație, dragi prieteni. În care duminică de duminică noi spunem, cred într-unul Dumnezeu și într-unul Domn Iisus Hristos și trebuie să ne întrebăm de ce spunem asta. Și răspunsul la această întrebare este că în raport cu toți cei care pretind că sunt stăpâni, Iisus Hristos e deasupra. Cine pretinde astăzi că este stăpânul Rusiei? Vă rog să mă ajutați. Cine pretinde astăzi că este stăpânul Chinei? Vă rog să mă ajutați, dar chiar vă rog. Xi Jinping pretinde că este stăpânul Chinei. Vladimir Putin sau Vladimir Vladimirovici Putin pretinde că este stăpânul Rusiei. Și o grămadă de despoți și de tirani pretind din partea conaționalilor lor ce pretind. Ce a pretins Nicolae Ceaușescu din partea noastră. În această carte pe care am scris-o în studenție, jurnalul meu britanic, șapte ani în Occident, povestesc cum ceea ce probabil și dumneavoastră ați experimentat. În, do, în ziua de 23 august, de la școală, la Arad, eram luați cu forța, cu forța subliniez, și încolonați să mergem pe stadionul UTA, cine nu știe de bătrâna doamnă, nu are cultură generală, pe stadionul Uta din Arad eram în să facem cu trupurile noastre, niște litere, ce aușesc cu pace, trăiască pecere, și în felul acesta defilam noi copiii care eram inocenți. Din punctul acesta de vedere, la 7, 8, 10 ani. Defilam. Pentru ca noi așa, dictatorul, stăpânul, tiranul să se simtă cum. Să se simtă recunoscut. Să se simtă apreciat, să se simtă iubit. Dragii mei, tiranii nu sunt de ieri, de astăzi. Sunt de la bun început în istoria umanității cei cu care Dumnezeu, Hristos, a avut ceva de a face. Egiptul faraonic este scena, istoric vorbind, pe care apare la un moment dat Moise, omului Dumnezeu, și care îl confruntă curajos pe cine? Pe tiran. Iar Sfântul Vasile cel Mare, într-un comentariu absolut fabulos, spune că s-a mâniat Moise, văzând cum tiranul a ucis un evreu, unul dintre ai săi. Moise, având dragoste față de semenii săi, fiind patriot, am putea spune, iubindu-și neamul, n-a mai suportat să vadă cum faraonul zdrobea voința și umilea zilnic, aș spune, condiția umană a poporului ales. Și din această stare de umilință și de revoltă a lui Moise vine un gând. Gândul de a pleca din Egipt spre ce? Spre Transilvania. A, ah, scuzați-mă, spre pământul făgăduinței. Iertați-mă, mai precis spre Canaan. Și de aici începe Odiseea noastră. Ce este Paștele? Pesah în limba aramaică sau în limba ebraică. Ce înseamnă Pesah, vă rog să-mi spuneți? Trecere, marea trecere, nu-i așa? Trecerea cui? Trecerea pe zebră? Ce fel de trecere? E sigur trecere sau petrecere? Că în România de regulă de Paști se mai dă și un chef, nu? Nu este petrecere, este marea trecere a cui? A Mării Roșii. Sunteți pe aproape, mereu pe aproape a mării roșii și vă felicit pentru asta. E mare lucru să fii aproape. Să fii în preajma adevărului, a tainei. Deci trecerea mării roșii dinspre Egipt spre pământul făgăduinței. Ce este Hristos? El însuși este marea trecere de la o lume a legii care te zdrobea pentru că era imposibil să faci, să împlinești legea, să faci toate cele poruncite în legea veche, spre o nouă realitate care este împărăția. Și Isus Hristos, mărturisit ca Domn și Dumnezeu, îi enerva pe tirani. Dați-mi vă rog niște exemple de tirani ai lumii romane care erau enervați de numele lui Isus Hristos. Nero, cine a zis primul Nero? Bravo, felicitări, aveți cultură istorică foarte bună. Nero este cel răspunsător, și e totuși un teolog cel care a răspuns, de moartea lui Pavel, și a lui Petru, dacă nu știați, mergeți la Roma, toate drumurile duc la Roma și apoi la Făgăraș, locul de unde vin, și veți vedea acolo, în catacombele Romei, urmele martirilor, sângele vărsat de cei care l-au mărturisit pe Iisus Hristos. Și dacă nu ajungeți la Roma, sigur o să ajungeți la Niculițel. Adică, în acea jurisdicție a creștinismului răsăritean, pe care o supraveghea un episcop râvnitor pe numele său Teotim, e cineva din Constanța, în afară de faimosul episcop sau arhiepiscop, da? Ovidiu a fost și el la Tomis, dar pe lângă Ovidiu, poetul înamorat și niciodată vindecat de această boală numită iubire, am trecut repede peste acest subiect, pe lângă Ovidiu de la Tomis a mai existat un om care a meritat să-i facem o statuie chiar mai mai vizibilă la Marea Neagră, anume Teotim, ceea ce înseamnă în grecește cel cu frică de Domnul. Și acești episcopi din secolul IV erau martirizați, ca și creștinii de pe vremea lui Pavel, martirizați, adică uciși, cu sânge rece, de către romani. Noi ne lăudăm că avem nume de roman cu nume de traian, dar uităm Perioada asta destul de lungă în care creștinii au fost persecutați. Întrebare. De ce Dioclețian pornește o persecuție împotriva creștinilor în anul 303? De ce îi ucide, inclusiv pe cei de la Niculițăl, din Dobrogea? Pentru că ei, creștinii, refuzau să aducă jerfe. Foarte interesant. Așa este. Creștinii refuză de la bun început să aducă jerfe, adică să se închine puterii politice și la pretenția lui Nero și mai târziu a altora ca el, a lui Dioclețian însuși și înainte poate a lui Heliogabalus și înainte a lui Comodus și înainte a lor, a multor altor împărați. Până la urmă, Iulius Cezar n-a fost departe. Iulius Cezar a fost ucis în 15. Aprilie sau februarie? Martie. Martie, bravo! Martie. La idele lui Martie, Iulius Cezar a fost ucis de către un republican pe numele său, Ronald Reagan? Nu. Brutus. Brutus. De ce? Pentru că atunci când Iulius Cezar s-a declarat pe sine Dominus Deus, adică Dumnezeu, al împăratului roman Republicanii au zis asta este peste poate Nu putem accepta așa ceva Deci suntem în anul 303 Când în întreg, în întreg imperiul roman Creștinii erau fugăriți Persecutați Nu se putea lua agapă Nu se putea mânca Într-o biserică paleocreștină În secolul 2, 3 sau 4 Era foarte greu A trebuit să vină un bărbat pe numele său Constantine, Constantine. Nu? Constantin cel mare, nu orice fel de Constantin, da? Născut la Niș în anul 274, fiul unei hangițe pe numele ei Elena și a lui Constantin care era un mare strateg, proclamat de către soldații de la York, din vechiul York, ca lider militar capabil să zdrobească barbaria nemților, a germanilor din Europa Centrală și nu numai. Deci îl avem pe Constantin cel Mare care zice, fiind oarecum înrudit cu Dioclețian, ce aveți, domnule, cu creștinii? De ce îi persecutați? Dioclețian, oprește-te! Și în anul 313, la 10 ani după această persecuție cumplită, dă liber creștinilor în întreg Imperiul să se întâlnească. Deci primul lucru este momentul în care el are o revelație, in hoc signo vinge, în într-un acest semn vei învinge și e vorba de cruce, nu-i așa? Suntem în Duminica Crucii, trebuie să vă reamintesc. Și apoi el zice stai puțin. Creștinii sunt oameni buni, își plătesc taxele, au grijă de cei sărmani, ocrotesc văduvele, protejează inocența copiilor și salvează chiar pruncii abandonați. Creștinii trebuie să fie aliații mei, nu dușmanii mei. Acesta este strategul încă necreștinat Constantin. Câți creștini erau un imperiu? Aveți o idee? Câte suflete de creștini erau în imperiu roman în anul 324? Aveți o idee? Vă ajut eu. Pe bază științifice, Rodney Stark, sociolog al religiilor, spune că în Imperiul Roman erau atunci șase milioane de suflete care îl mărturiseau ca și voi astăzi pe Isus Hristos ca Domn și Dumnezeu. Șase milioane și vă reamintesc că totul a început cu cifra 12 sau 12. 12 apostoli, apoi 72, apoi după o predică mult mai bună decât a mea, Petru a mai adus încă 3000 s-au convertit, aș vrea eu să pot să țin o predică să vă convertiți în masă, nu, cred că și CNN-ul a raporta o asemenea ispravă, dar nu e cazul, prin urmare ne resemnăm cu cât suntem acum, deși unii dintre voi veți deveni apostoli și lucrul acesta mă bucură după acest, după acest moment, dar revenim puțin, aceștia erau șase milioane care capătă libertate. Libertatea de a se întruni, libertatea de a vorbi, libertatea de a Proclama cuvântul lui Dumnezeu. Numai că acest foarte deștept împărat, pe numele său Constantin spuneam, nu se mulțumește doar cu atât. Și se duce la creștin și întreabă, zice, uite, eu sunt un om născut în cultele acestea păgâne, cum ar fi, de pildă, cultul soarelui, Sol Invictus. Ce înseamnă Sol Invictus? În latină? Soarele neînvins, invictus asta înseamnă, neînvins, da? Soarele nu poate fi învins, iertați-mă, în timpul iernii, de pildă, de aceea ziua de Crăciun, 24 decembrie, nu marchează momentul în care căldura, lumina și soarele în sine biruie întunericul acesta al iernii, care nu se mai termină, mai ales în zonele de nord ale Imperiului. Prin urmare, Constantin zice... Aș vrea să știu de la voi, creștinilor, în ce credeți cu adevărat? Și creștinii spun, păi citește scripturile, Biblia, pe vremurile acelea creștinii încă mai citeau în genere și mai mult, în mod spectaculos și neobișnuit, citeau Biblia. Iisus spune rătăciți neștiind scripturile. Și atunci creștinii, așa ni se spune în faptele apostolilor, capitolul 2, îl lăudau pe Domnul, citeau scripturile și Frângeau pâinea. Nu aveau multe alte preocupări. Noi nu am citit în, în faptele apostolilor că în fiecare duminică, nu știu, creștinii s-ar fi strâns să se uite la Netflix. Nu știm despre aceste lucruri. Nu știm de pildă de, de acei creștini apostolici care erau abonați la HBO. Nu știm. Poate au fost, dar scriptura nu ne spune asta. Și rămânând în această dilemă, oare ce făceau creștinii? tragem concluzia că făceau ceea ce Isus ne-a spus să facem, anume să nu rătăcim în viețile acestea și deci să citim Scriptura. De altfel, Isus însuși tâlcuiește Scriptura pentru cei care erau în drumul către Maos, nu? Face această minune extraordinară, le revelează sensul ascuns al celor sfinte în momentul în care ei se împărtășesc. Și creștinii, la întrebarea, în ce credeți voi cu adevărat, Ridică ca și noi din nume și spune, noi nu, ne pricepem, noi nu ne pricepem atât de bine, hai să-i întrebăm pe, pe teologi. Și Constantin spune, aș, aș plăti orice episcop din întreaga, din întreaga, aș spune, așezare, pentru că nu e vorba doar de imperiu și plătește 1800 de diaconi, preoți și episcopi adică supraveghetori, ca ei să facă un drum foarte greu, foarte lung, din Persia, din Arabia, din India, din Africa, din Italia, din Spania, din Tomis, spuneam, deci din Dobrogea, toți acești creștini se strâng la Nicea, adică în Asia Minor, adică în Turcia, cum am spune în zilele noastre. Și se strâng iar unii dintre ei, vă dați seama ce imagine aveau, erau răniți, aveau urme pe față de la bătăile primite. Alții erau îmbrăcați în straie simple. Unii dintre ei erau sihaștri, oameni rugători, oameni cu o lumină pe față, cu un zâmbet, cu o strălucire extraordinară în privire. Erau oameni pe care mulți nu i-au văzut niciodată și care ieșind din peșteri, din locuri ascunse, din locuri de persecuție, a uimit întreaga lume pentru că era prima oară în istorie când sute și sute de mărturisitori ai lui Hristos se întâlneau, își dădeau binețe și întindeau mâna. Acolo a venit și Panfilie, acolo a venit și Atanasie, acolo a venit și ucenicul său. Ei bine, toți acești creștini s-au strâns la o masă, cum v-ați strâns voi astăzi, și și-au pus întrebarea, în ce credem noi? Și-au început să spună, cum am zis, Cred într-unul Dumnezeu. Și apoi au adăugat și într-unul Domnul Iisus Hristos. Și au terminat în versiunea scurtă a crezului și în Duhul Sfânt. Acum, întrebarea mea pentru dumneavoastră este apropo de Iisus Hristos, că toți portăm acest nume Iisus Hristos, eu iubesc copiii, dar mi-este destul de greu să mă concentrez să țin această prelegere cu acest sunet foarte drăguț și foarte vesel din, din preajmă, vine să mă duc să, să mă joc cu ei. Deci, spun, spuneam că, spuneam că Isus Hristos este centrul mărturisirii, aceasta mărturisirea de credință făcută la Nicea are un nucleu, are o inimă, are un centru și în acest crez de la Nicea, cea mai mare cantitate de semne sau de cuvinte sau de propoziții este cea dedicată lui Iisus Hristos. Și cuvântul cheie pe care îl folosesc părinții de la Nicea este acest cuvânt pe care rare îl folosim în limba română, anume de -o ființă cu Tatăl. Consubstanțial, cu alte cuvinte, cu Tatăl. Deci Iisus Hristos nu este oricine, ci este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, de -o ființă, sau consubstanțial cu Tatăl. Acum vă pun și eu o întrebare. De ce ar conta și de ce ne-am pierde vremea să vorbim despre asta într-o duminică frumoasă în care putem merge în parc? De ce ar conta să stabilim relația între Isus și Tatăl Ceresc? Repet, când avem atâtea lucruri de făcut. Și răspunsul vine imediat. Pentru că Isus Hristos, cel pe care noi îl mărturisim, a vindecat pe nevăzători, a restaurat condiția celor păcătoși. Și a spus, iertate-ți sunt păcatele tale, du-te și nu mai păcătui. Acest Iisus Hristos care a schimbat istoria umanității. Vă rog să-mi spuneți în ce dată suntem astăzi? 27 cât? În ce an suntem? 2022. Sigur? 2022 de la ce? De la ce? 2022 de ani? De la nașterea cui? Cum? De la facerea lumii? Așa e? Aici în Seattle, 2022 de la facerea lumii? Nu? Nu e așa? Nu e de la facerea lumii? De la nașterea cui? A lui Hristos, da? Ok. În Seattle se măsoară așa? Everywhere. Și în Australia, doamnă? Și în Australia? Și în China? Nu știu în China. Uh -huh. Dar dacă mergeți mâine, să zicem, la Shanghai, pe bilet, o să scrie 2022? Nu știu. Foarte probabil. Nu? Dacă mergem la Polul Nord, dacă mergem în Alaska, pe biletul de avion o să scrie 2022? Deci, fraților, oameni buni, treziți-vă! Toată lumea măsoară timpul plecând de la nașterea lui Hristos. De asta petrecem puțin timp împreună. Fiindcă se pare, și nu spun eu, ce o spune un glob întreg, întreg mapamondul spune, că nașterea lui Isus Hristos e atât de importantă încât și pentru dumneavoastră și pentru cineva din Antarctica, măsurarea timpului se face la fel anume de la nașterea lui Isus Hristos. Cât de tare asta. Înseamnă că acest Isus Hristos o fi fost cineva? De ce nu măsurăm timpul de la nașterea lui Socrate, Octavian unde ești? Când a murit Socrate? Înainte de Hristos era un răspuns foarte simplu. Când? În anul 399 înainte de Hristos a murit Socrate. O trăvit, nu? Sigur filozoful care a încântat atât de mult inteligența contemporanilor săi, pe Alcibiade, dar și pe Platon, a murit otrăvit la Atena în anul 399. De ce nu măsurăm timpul când mergem cu avionul? De ce nu scrie de la nașterea lui Socrate? De ce nu scrie pe avion, pe biletul de avion de la nașterea lui Buddha? De ce nu scrie de la nașterea lui Mohamed? S-ar putea ca în Arabia Saudită să scrie asta. Ok? Și vă întreb, de ce scrie în Arabia Saudită de la nașterea profetului și nu de la nașterea lui Hristos? Pentru că sunt musulmani. Evident. De la Mecca la Medina. Dar de ce nu de Hristos? De ce nu vorbesc ei de Hristos? Pentru că nu-L recunosc ca și Domn. Vorbesc despre Isus? Cum vorbesc, Doamnă? Că am citit și eu Coranul. Uh, nu am, zis, am nu vorbesc ca noi, așa? Un profet, am înțeles și eu, pentru, pentru profeții, uh, iertați-mă, islamului, în linia profeților islamului se află și Isus, dar Isus Hristos, vă dau o, o veste, pentru musulmani, nu a fost răstignit și nu a înviat. Știați asta? Astăzi am vorbit despre crucea lui Hristos și am pus punctul pe ei arătând că doar noi creștinii recunoaștem că Hristos este cel răstignit și înviat. Ceea ce este nebunie, spune Apostolul Pavel, pentru lume. Și intru în esența problemei. Pentru un miliard, 200 de milioane de musulmani, oameni buni, fraților, tot ce ați spus voi astăzi în biserică e nonsens. Ați înțeles ce vă zic? Deci tot ce spunem noi în biserică este absurd pentru musulmani. Și mai este absurd pentru cine? Pentru toți cei care nu mărturisesc Evanghelia. Pentru toți cei care nu cred. Unii pot să fie filozofi. Există evrei mesianici, atenție mare. Da? Există evrei care recunosc pe Hristos ca Mesia. Există evrei care nu-l recunosc. Deci există o nuanță acolo. Dar Pavel era evreu și l-a recunoscut pe Hristos ca Mesia. Dar unii nu-l recunosc. Corect. Și atunci stăm de vorbă despre Isus Hristos ca să vedem cine este El cu adevărat. Pentru că Isus i-a întrebat pe apostol, cine ziceți voi că sunt eu? Și Petru a zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu cel prea Extraordinar. Și în crezul de la Nicea, pentru a stabili raportul între tată și fiu, se folosește această expresie, de o ființă cu tatăl. O este o expresie care nu apare în Biblie, este o expresie filozofică. Știți ce înseamnă în sens concret? Că Isus n-ar fi putut să vindece, El n-ar fi putut să ierte, El n-ar fi putut să transforme vieți, El nu, nu s-ar fi schimbat la față dacă lui nu i s-ar fi dat toată puterea din cer și de pe pământ, toată slava Toată autoritatea. Și el o primește de la Tatăl în întregime, nu pe bucățele. Oameni buni, v-am plictisit deja cu această discuție, îmi dau seama, și vă vorbesc despre lucruri înalte, când poate ar merita să facem un comentariu despre ultimele evoluții de la granița României. Am putea vorbi și despre chestiuni care ne apasă în plan, în plan material cenzura pe care o resimțim unii dintre noi în social media. Sunt multe lucruri despre care vreau să vorbim într-o bună zi. Dar astăzi mi-am propus, fiindcă e postul mare, să vă aduc în inima acestei mărturisiri. Și a fi creștin ortodox în sensul drept credincios, deși crezul de la Nicea vă reamintesc că este mărturisit și de creștinii catolici, și de creștinii evanghelici, și de creștinii ortodoxi. Nicea este punctul comun al tuturor creștinilor. Doar martorii lui Jehova nu recunosc Nicea, doar musulmanii nu recunosc Nicea și doar ateii nu recunosc nici ea. Probabil nici mormonii, dar nu sunt creștini. Dar, vedeți, mărturisirea asta noastră pe care o facem uneori fără să știm exact ce spunem. Light from light, very God from very God. Begotten, not made, consubstantial with the Father, through whom all things were made who for us men and for our salvation came down from heaven. Deci, noi spunem lucrurile astea, dar nu ne gândim exact ce înseamnă, că nu avem timp, suntem un pic ocupați. We are busy. Știți, dacă ești tot timpul ocupat, înseamnă că ești sub ocupație. Nu neapărat a Rusiei, dar ești sub ocupație. Spunând toate aceste lucruri, noi trebuie să devenim mai vii. Și vă întreb și eu, de ce este Isus Hristos Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? Cine ne spune nouă că Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat este formula perfectă pentru a defini relația între tată și fiu? Ce text din Biblie ne spune nouă asta? Ioan 17 Ca ei să fie una așa cum eu și tatăl una suntem Dar vă mai ajut puțin Ce text se citește în noaptea de Paști? O să vă ajut acum Părintele Ioan sper să fie bun și recunoscător ca să nu zic generos, pentru că vă ajut să înțelegeți ce veți asculta noaptea de Paști. Ce se citește noaptea de Paști aici, în Seattle? Bănuiesc că și la București. Ce text se citește noaptea de Paști? După ce se spune Hristos a înviat... N-am o voce prea bună, șase am luat la muzică, deci nu vă plictisesc. După ce se cântă acest superb cântec, Hristos a înviat, preotul vine cu Evanghelia și zice să luăm aminte, pace tuturor. Și din Sfânta Evanghelie, de la Ioan, citire. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Frumos, nu? Ce frumos, ce credință superbă avem. Cu alte cuvinte, crezul de la Nicea se temează în scripturi, scripturile mărturisesc despre Isus Domnul nostru, că el este cuvântul Tatălui de la, de la început, dintr-un început. Care e începutul? Care e începutul? Frumos, vă apropiați de arie. Nu există un început în sens cronologic. Începutul despre care vorbește Evanghelia după Ioan este o bârșie a Tatălui care din veșnicie îl naște pe fiul. Nu există un moment în care fiul să nu fi fost. Noi asta spunem în crezul nostru. Născut iar nu făcut. Știți cine este făcut? Scaunul acesta este făcut. Da? Și el, pentru că eu l-am făcut, să zicem, ca om, nu spun eu Mihai -am, un om l-a făcut, el este inferior din punct de vedere ontologic celui care l-a făcut. Adică omul este superior scaunului. Vă mai pun o întrebare, este Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, da sau nu? N-am auzit. S-a auzit acolo în spate, încă o dată întrebarea. Este Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, da sau nu? Da. Frumos, frumos. Da, da, amin, amin. Deci, este Fiul lui Dumnezeu, dar este Fiul natural sau Fiul adoptiv? Da. Frumos, răspunsuri corecte. Părinte, nota 10, văd că orele de cateheză floresc. Așa este. Este fiul natural al lui Dumnezeu Tatăl. Ce înseamnă să fii fiul natural? Înseamnă că tot ceea ce are Tatăl are și Fiul. Ce are Tatăl? Ce scrie în scripturi? Tatăl are lumină. Tatăl are înțelepciune. Tatăl are viață. Tatăl are tot ceea ce are Dumnezeu în toate atributele pe care și filozofii chiar l-au gândit perfecțiune, imobilitate, într-un sens, incoruptibilitate. Dumnezeu nu poate fi corupt. Politicienii și din Ucraina, și din Rusia, și chiar din România, am auzit că și în Seattle mai sunt politicieni corupți. Dar nu putem vorbi despre Dumnezeu coruptibil. Și atunci toate atributele fiului sunt ale Tatălui și toate atributele Tatălui sunt ale Fiului. Cu asta am încheiat prelegerea. Puteți să beți ce vreți voi. Nu, n-am încheiat. Vorba lui Pascal, nu am, nu am, avut suficient de mult timp să pregătesc o predică scurtă. Am ajuns la esența lucrurilor, ați înțeles despre ce vorbim noi în fiecare duminică. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Am scris și o teză de doctorat și cine dorește să o comande, acum, știu că sunteți obișnuiți cu pauzele de publicitate, acum puteți să faceți o achiziție cu numai 30 de dolari, ar fi fost mai ieftină dacă inflația lui Biden nu mi-ar fi golit buzunarele. Cu 30 de dolari puteți achiziționa cartea mea, care este susținută ca, ca teză de doctorat la, la, la Londra, în fața profesorilor de la Cambridge, și cred că a fost o, 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 o teză uh, onorabilă, de vreme ce are recunoștința și recomandarea acestor, acestor dascări. În ce crede lumea modernă? În ce crede Dan Brown? În ce crede Netflix? Când vine vorba despre Isus Hristos. Vreți să fiu și mai tare? În ce credeau părinții fondatori ai Americii? Unul dintre ei se numea Thomas Jefferson. A fost cineva la Mount Vernon să vadă casa acestui arhitect, acestui filozof, acestui gânditor și om politic pe numele său Thomas Jefferson? Am fost și eu. Probabil că și unul dintre dumneavoastră Și vă reamintesc că în casa lui, în bibliotecă, pe vremea aceea oamenii aveau biblioteci, erau un apăiaț, credeți-mă și citeau părinții fondatori în cinci limbi străine. Thomas Jefferson citea în greacă, în latină, în engleză, în franceză și în germană. Niște proști părinții ăștia fondatori, vă dați seama, că să citești izvoarele gândirii constituționale ale Atenei, să-l citești pe Solon, să ai timp să-l citești pe, pe Montesquieu în original. Niște americani amărâți. În fine, acești oameni erau deschiși la credință și acceptau în plan social și în plan public chiar religia creștină, dar în intimitatea credințelor, credințelor, personale, unii dintre ei nu erau teiști, ci deiști, iar Biblia personală a lui Thomas Jefferson, el citea Biblia, avea o hibă. Știe cineva ce îi lipsea Bibliei lui Thomas Jefferson? Toate paginile, bravo Dan, toate paginile din Noul Testament care relatează minunile făcute de Isus au fost scoase. El nu își bătea capul cu ideea asta că Isus ar fi făcut minuni. Nu avea nevoie, el credea în rațiune și nu-l interesau miracolele. Au mai fost alți oameni deștepți în modernitate, care nu credeau în ceea ce credem noi. Isaac Newton vă spune cineva, ceva? Legea gravitației, principia Matematica, Trinity College, Cambridge, acest savant, om foarte deștept, credea că Isus Hristos, precum Arie odinioară, credea că Isus Hristos este doar o creatură, el este o făptură, el nici de cum nu este consubstanțial sau de o ființă cu tata. David Francis, fondatorul Bisericii Unitariene din Cluj sau Transilvania, era arian, Lev Tolstoi, război și pace, așa am scris pe afiș ca să veniți cât mai mulți. Se spune astăzi: Operațiune Specială și pace. Lev Tolstoi era arian. El nu credea că Isus este mai mult decât Gandhi. Iertați-mă, decât vreau să spun Buda. Și mai târziu, Gandhi a preluat această idee de la Tolstoi și a spus despre Isus că a fost un om luminat. Până în zilele noastre când dacă îl citiți pe Dan Brown aflați exact aceeași poveste, ba mai mult, divinitatea lui Isus a dispărut cu totul și a rămas la un nivel de umanitate căzută, degradată, atât de tare, crede Dan Brown, de pildă, dar și Alina Mungiu, dacă o citiți, în faimoasa lucrare evangeliștii, este o scritoare din România, credea că Isus a fost ispitit de frumusețea senzuală a Mariei Magdalena. Și încet, încet, Oamenii din, din zilele noastre introduc în viața lui Isus categoriile specifice existenței moderne. Sex, putere, ideologie. Și copiii dumneavoastră sau nepoții dumneavoastră care trăiesc în America, ei nu înțeleg crezul de la Nicea pe care m-am străduit să-l tâlcuiesc în această carte. Extraordinară, vă recomand din tot sufletul. Ci... Copiii dumneavoastră aud The National Geographic, copiii dumneavoastră aud de HBO, copiii dumneavoastră aud The Netflix și încep să creadă în un ce spune Neamțu sau Părintele Ioan sau ce spune Atanasie cel Mare sau ce spune Grigorie de Nisa sau toți sfinții aceia pe care vedeți pe pereți, habar nu au despre ei, în schimb au o opinie formată, de ultimele mode și curente liberal progresiste ale universităților occidentale. În spațiul nostru este european, convingerea că Isus Hristos a fost un profet oarecare, un predicator itinerant, adică un palestinian tuciuriu, vorba lui Gabriel Iceanu, care se închipuia pe sine Dumnezeu, fără să fie, această convingere devine ideologie de stat, dragii mei. Și Karl Marx, care a studiat la Berlin cu marii hegelieni, adică marii gânditori care mergeau pe linia lui Hegel, a fost printre primii care a spus în 1843, în critica filozofiei dreptului, că religia în ansamblu, cu tot ceea ce spune ea, inclusiv despre Isus Hristos, este, ce este religia pentru Marx, opium pentru popor. E un drog. Și dacă n-ați știut din perspectiva unui neomarxist, voi sunteți toți drogați. S-a dus neamțul să le vorbească unor drogați. Sunteți drogați cu religie, nu știu dacă știți. De asta mă ascultați. Ați luat un drog, azi dimineață v-ați luat drogul credința. Asta credea Marx. But it, it, gets worse than that. Pentru că Marx a fost citit de un tânăr de 16 ani, ateu, pe numele său Vladimir Vladimirovici Lenin, care a făcut universitatea la Kazan, nu la Kazane. Dar la Kazan, să știți că se studia dreptul și din perspectivă socialistă, și acest tânăr zice, dacă Dumnezeu nu există, dacă Dumnezeu a murit, totul este cu putință. Adică și crima fraților poate fi acceptată, utilizată și justificată pentru a-ți atinge obiectivul. Și așa, de la arianismul soft, care înseamnă că Isus nu e chiar Dumnezeu adevărat, Ajungem la o cristologie liberală care înseamnă că Isus a fost un om oarecare, eventual un superman, poate chiar un superstar, Jesus Christ, superstar, știți, piesa din anii 70. Ajungem de la negarea însă divinității lui Hristos la negarea divinității Tatălui și Dumnezeu e mort, pentru Marx, Engels, dar și Friedrich Nietzsche. Știți, în anii 60-68 la Paris a apărut această formulă pe zidurile de la Sorbona. Dumnezeu este mort, semnat Nice. A doua zi cineva a scris Nice este mort, semnat Dumnezeu. Dumnezeu a murit în planul cultural, Nice a murit și nici eu nu mă simt prea bine. Așa arată lumea de astăzi. O lume care nu mai crede în Dumnezeu, o lume care nu mai crede în temei, o lume care nu mai crede în transcendență într-un dincolo. Vorbiți cu un om care nu crede în Dumnezeu și îl întrebați: Ce te așteaptă după moarte? Nimic. O imensă pustietate. Nimicul însuși mă așteaptă. Noi, ăștia înapoiați, credem că ne așteaptă nu doar ceva. Și chiar ne așteaptă cineva, iată mirele, vine în miezul nopții și fericit este sluga pe care o va afla priveghind. Noi suntem niște creaturi ciudate noi creștini. Noi ne imaginăm că ar fi ceva dincolo de moarte și că acel ceva e chiar lumină, că acel ceva înseamnă nimic altceva decât iubire. Dar creștinii sunt în minoritate astăzi. Și primul care o spune cu o voce profetică în aceeași perioadă despre care noi vorbim acum este Fiodor Mihailovici Dostoevski. Născut în 1821, când moare Tudor Vladimirescu, se naște acest mare geniu al Rusiei, care este condamnat la moarte la 29 de ani, care scapă în articulo mortis, cum s-ar spune, în fața unui pluton de execuție, el este salvat de decizia țarului Nicolae I de a ierta împreună cu grupul Petrașevski din care făcea parte și în 1871 el scrie o lucrare numită Besâi, posedații, demonii. Pe vremuri în antichitate când eu m-am născut și când se citea, în epoca în care mama mea, tatăl meu culegeau cărți că nu aveau ce să mă ofere, nu erau gadgeturi pe vremea aceea, în acea epocă am pus și eu mâna pe carte și citind m-am uimit, m-am uluit pentru că am descoperit capacitatea unui geniu creștin, ortodox pe deasupra, a tradus în 170 de limbi. Atât a putut Dostoevski să facă pentru noi toți. Să dea un mesaj lumii care s-a tradus în 170 de limbi, între care limba engleză și limba română. Highly recommended. If I may say so. Părinte, când mai vin la spovedit, credincioși le cere să citească Demonii de Dostoevski. Aia caznă. Aia ascultare. Are vreo 700 de pagini. Și Demonii este cartea care vorbește despre ce se întâmplă cu dumneavoastră. Nu știu dacă știți. Demonii e despre noi toți. În primul rând e despre, spune Dostoevski, o generație de credincioși căldicei, ca cei din la Odisea. Că nu ești nici fierbinte, nici rece, ci căldicel și am să te vărs din gura mea. Și Stepan Trofimovici, caracterul principal în prima parte a romanului, este un liberal, nu neapărat ateu. Aș spune îndoit, nu știe exact în ce crede. El vrea binele. Cine nu vrea binele? Țării lui, vrea binele societății în ansamblu și are un copil, pe numele său Piotr. Piotr Stepanovici Verhovenski nu crede nimic din ceea ce tatăl său îi spune. Nu crede în biserică, nu crede în textele revelate. Piotr, ca și Lenin, crede în ideea socialistă. Piotr are un mentor pe numele său Stavrogin, care este școlit în Occident, mai precis la Paris. Știți cine a fost școlit la Paris între marii dictatori ai lumii Moderne? Nu. Pol Pot. Cel care a omorât două milioane de hmeri în Cambodgia, a fost școlit la Paris. Iar Eminescu a spus câte ceva despre ai tineri care la Paris învață. Acest Stavrogin, școlit la Paris, educat și în Elveția, revine în Rusia cu o idee revoluționară anume că Dumnezeu nu există și că, prin urmare, putem să construim o lume mai bună, o lume nouă. Și această lume, fără Dumnezeu, fără biserică, fără educație, are ca temei, ce credeți că are ca temei? Crima fraților, crima fondatoare, crima executată cu cinism crima care îl face pe Lenin să aplaude hotărârea fratelui său Alexandru de a-l împușca pe țar. Crima care îl face pe Lenin să îl execute pe Nicolae al II-lea și pe țarina Alexandrina împreună cu cei cinci copii ai săi, inclusiv cu micuța Anastasia. Crima fondatoare care îl face pe Nicolae Ceaușescu în 1955 în județul Vrancea să se ducă și să pună pistolul atâmplă unui țăran român, Chiabur, care refuză să semneze pentru colectivizare. Crima fondatoare a comunismului este rezultatul morții lui Dumnezeu. Pentru că ce credeți, dragii mei? Dacă tu nu crezi în Dumnezeu, distinția între bine și rău nu mai poate fi făcută. Și dacă tu nu crezi în decalog, în poruncile lui Dumnezeu, între care porunca să nu ucizi e de căpătâi, dacă nu îți spune Dumnezeu însuși că uciderea sau crima e un păcat, îți spune ție rațiunea naturală? Nici de cum. Și în condițiile în care lumea modernă, influențată de ideile socialiste, colectiviste, atee, detronează tot ceea ce a construit creștinismul de-a lungul secolelor, în condițiile în care modernitatea socialistă franceză de pildă prin Revoluția de la 1789 proclamă întâi regicidul, tăierea capului regiului, apoi deicidul, distrugerea și profanarea catedralei Notre-Dame, evident că i-a permite și genocidul, ceea ce mai târziu s-a întâmplat în arhipelagul Gulag. Ce-am făcut cu dumneavoastră destul de greu, dar vă mulțumesc și vă apreciez pentru răbdare, pentru dragoste, pentru înțelegere, a fost un parcurs de 1900 de ani. De la mărturisirea biblică a lui Iisus Hristos ca Domn și Dumnezeu, de către Toma, apostolul, trecând prin Niceea care fixează permanent și definitiv raportul între tată și fiu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, și până la momentul Inaugural al modernității care întâi relativizează crezul, apoi îl neagă și reușește la final să îl înlocuiască, pe acest crez de la Nicea, cu ce? Nu doar cu ateismul, ci cu nihilismul zilelor noastre. Știți ce înseamnă nihilism? Înseamnă să nu crezi în nimic. Să nu crezi în temei. Să nu crezi că la întrebarea de ce ar trebui să găsești un răspuns. Sunt oameni care întrebați de ce te droghezi, spun de aia. Sunt oameni care întrebați de ce se angajează în păcate grave, ei spun așa îmi place. Sunt oameni care socot că propria lor voință este suficientă, că propria lor decizie, că propriul lor capriciu de ordin sexual, psihologic, ideologic toate acestea sunt suficiente ca el să, a, să se angajeze într-o activitate. Aceasta este lumea în care trăim. Bine ați venit în epoca nihilismului Zâmbăreț. Fiindcă oamenii uită cum se termină romanul. Și poate mă ajutați Cum se termină romanul demonii? Cum se termină parabola lui Isus? nu iertați-mă parabola, cât relatarea din Evanghelia după Luca, capitolul 8, care ne descrie vindecarea demonizatului. Cum se termină? Ca o puțină apă. Nu știu unde am lăsat apă. Aici, perfect. Cum se termină, vă rog, Luca 8, povestea cu demonizatul? Știe cineva? Mă ajută cineva? Deci, demonizatul este întâmpinat de Isus, corect? Acesta ceartă demonul, îl întreabă care este numele tău? Ce răspunde? Legiune, legiunea a 13-a Macedonica, nu? Din Apulu, nu? Acolo erau legionari, romani, la ei ne referim, nu? Câți oameni erau într-o legiune, vă rog să-mi spuneți? până la legiunea străină, să știți că au fost legionarii romani. Și erau între 4.000 și 6.000. Ho! Oh! Deci, omul acela era ocupat de o legiune de dragi, de gândurile multe. 4.000. Putem spune că este o hiperbolă, că e o metaforă, dar mulți. Erau mulți. Și Isus mustră această legiune de demoni, care speriați de puterea lui incredibilă. Atenție, noi vorbim de Isus de la Nicea, da? Nu Iisus de la Berlin, din școlile protestante de teologie liberală. Nu, Iisus de la Nicea îl mustră pe drac și ce zic legiunile de demoni? Sau ce zice legiunea? Lasă-ne să ne aruncăm în turma de porci! Wow! Și ce fac porcii, doamnă? Porcii nebunesc, zice doamna, și se aruncă în mare. Ho, cât de tare! Știți ce scrie în text dacă îl citim cu atenție în limba greacă? Că demonii cer lui Iisus ca ei să se arunce în abis. Ce este abisul, oameni buni? Abisul este un hău fără fund. Deci ce face o cultură care îl refuză pe Iisus Hristos? O cultură și o civilizație care a gustat din fructele credinței. O cultură și o civilizație, iertați-mă, care a construit catedrale, școli, instituții de protejare a copiilor, familia creștină, care odinioară era puternică. Ce face o asemenea cultură și civilizație care se leapă de Isus Hristos? Se sinucide fraților și cere să se arunce singură în abis. Which is what? We are witnessing every single day. The abyss of ignorance. Abisul ignoranței. Abisul prostiei. Abisul minciunii. Abisul trădării. Abisul duplicității. Abisul corupției. Aceasta este lumea în care unii aleg să trăiască. Și dacă nu mă credeți, spuneți-mi și mie ce a făcut Jeffrey Epstein în închisoare. Mulțumesc. Nu ne interesează exact detaliile forenzice, ne interesează un singur lucru. Că sfârșitul celui care se implică în abominabilă acțiune de murdărire a inocenței copiilor sfârșește în iad. Și dacă n-ați citit romanul, vă invit cu drag. Pentru numai 10 sau 20 de dolari, nu știu ce vreți să cumpărați de exact de la Clubul Marilor Cărți, acolo vedeți adresa, să veniți la club, fiindcă noi citim Dostoevski în zilele acestea și să aflați, marilecărți.ro sau patreon.com slash marilecărți, să aflați de la noi, cei care citim aceste cărți, cine seamănă cu Jeffrey Epstein. Știe cineva cum sfârșește romanul Demonii? După sinuciderile în lanț, care îl afectează pe Șatov, pe Chirilov, știe cineva ce păcat îl apăsa pe Stavrogin la întâlnirea cu Tihon? Pe 7 aprilie veți marca ziua Sfântului Tihon, Luminătorul Americii. Vă rog să citiți această carte. Spovedanie la Tihon este sfârșitul cărții lui Dostoevski, în care Stavrogin, care s-a școlit la Paris, a trecut pe la prin cercurile liberale ale Elveției, ajunge la Moscova și are pe suflet un păcat odios, un păcat care nu poate fi mărturisit. A bat jocorit o fată de 12 ani și a asistat după aceea la uciderea ei. Iar Dostoevski când trimite această parte de manuscris editorului său zice nu putem publica așa ceva, E prea tare. Noi nu putem, zic editorii de la Moscova, marelui scritor, nu putem să, scri să tipărim așa ceva. Pe vremuri romanele apăreau mai întâi sub formă de foileton, în ruski vesnic apare foiletonul și când la final Dostoevski le dă revelația cine este Stavrogin, când Dostoevski vine cu imaginea profundei corupții morale a acestui mentor al socialiștilor, editorul zice, este prea mult, nu putem publica. Și a trebuit să moară Dostoevski, ca soția lui să se ducă cu manuscrisul și în 1923, cred că pentru prima oară romanul apare în formulă completă și include această mărturisire. Dacă voi credeți că prințul Andrew, că Jeffrey Epstein și nu mai dau niște nume, vă las pe voi să le adăugați. Sunt străini de păcatele lui Stavrogin. Să știți că sunteți naivi și generoși. O lume care îl neagă pe Iisus Hristos, o lume care întoarce spatele acestui, acestei comori, acestui tezaur spiritual, este o lume care sfârșește în abisul păcatului, al înstrăinării, în dezumanizare, în animalitate. Știți că cel demonizat în Luca 8 nu purtea straie, umbla gol și rătăcea în pustie. Poate chiar și pustia digitală, poate chiar și pustia online are ceva de a face cu lumea pe care Iisus o vindecă. La sfârșit, după ce exorcizarea se produce, după ce demonii ies și se aruncă în abis, tânărul acela se așează la picioarele Domnului și îl privește pe Iisus cu drag. E tot ceea ce vă rog să îi încurajați pe alții să facă. Să se întoarcă cu privirea spre Isus. Și când te uiți la Isus, vei vedea chipul desăvârșit al lui Dumnezeu și imaginea perfectă a umanității. Dacă nu știi ce trebuia tu să devii ca om, ca om, uite-te la Isus Hristos. Dacă nu știi ce vrea Dumnezeu de la tine, privește-L pe Iisus Hristos. Și eu cred că abia atunci o să ai o viață care este guvernată de sens, abia atunci o să ai o viață care trăiește în lumină și din lumină. Vă mulțumesc!